Am revenit cu a doua parte. Să revenim la ce eram. N-am mai împachetat nimic, eram la rochia neagră. Să luăm și această rochie care mie îmi place foarte mult, care a fost cu bretele, dar eu le-am rupt pentru că îmi place mai mult rochile, îmi plac mai mult rochile fără bretele, sau dacă e cu bretele ca aia neagră, cu bretele sau cu mânecuțe chiar, cu bretele groase. Aceasta este, îmi place foarte mult. Aici acum are ca niște urechiuși, așa e foarte cute. Bun. Ăsta încă mai îmi vine, dar cred că la un moment dat o supăr ca o bluziță. Și o să-i pun bretele. Da, că trebuie. Dacă o să fie bluză, chiar trebuie. După aia am niște pantaloni de training care îi ador de la nașa mea, de catifea. Deci e catifea, catifea și îi ador. I-am primit de ziua mea cadou. Și sunt de la Car and Ed și este mărimea L. Deci, da. Și îmi plac foarte mult. E cu numărul 5. Ei bine, numărul 5 este numărul meu norocos, sincer. Așa să-mi pachetez. Aceștia îmi vin chiar dacă par așa lungi, dar îmi vin și îi ador. Am și bluza de training de la ei pe undeva. A, uite, o am aici. Iar și chestii de la Adidas. Este aceeași culoare și tot cu numărul 15 pe ea. Deci, efectiv, e numărul meu norocos. Și am găsit ceva ce nu trebuie să stea aici. Un tricou. Nu știu de ce e acolo, că nu e tricoul meu preferat, dar mă rog, să-l împachete și pe acesta. E tot de la Adidas. Dar nu-mi se fac eu și Adidas. Nu fac reclamă. Ok, după aceea am această rochie care o împachetez pe dos. E tot de la nașa mea. Care este de sport. Mă rog, e o rochie sport, nu de sport. După aia am această chestie care mă certam eu cu Sabina, prietena mea bună. Nu, că e foarte bună, bună. Și atât. Care mă știam la școală că ea credea că e rochie și că o por cu blugi. Dar ea astăzi a venit, da, ea ieri a venit cu rochie și bluză la școală, cu toate că nu aveam voie. Dar de fapt era o bluză care vine așa un pic mai lunguță. Cred că acum îmi vine bine, cred că îmi vine fix ca o bluză, dar îmi vine bine rău, că rochia asta chiar nu mai are cum să fie. Și cred că pot să o iau și la școală cu o pereche de blugi. Dar asta nu este rochie, este bluză și trebuie călcat. O voi pune la tricou. Așa, după aia am pantaloni și de pijama. Mai am unii la fel. Ăia cred că s-a spălat. Nu știu. După aia am un tricou care are chestia asta pe spate, plasa asta și e cu fundița aici. Nu-l mai despachetez. După aia l-am spălat din Grecia cu Afrodita. Cu franjuri, care la mânecuțe. Deci tricourile care au franjuri la mânecuțe sunt preferatele mele, sincer, pentru că așa pot să-l spun că au franjuri. Sau dacă au franjuri foarte lungi. A, uite, asta am găsit și mai de la Roche. Ăsta îl pun la mai euri. Să avem și un de mai euri. O, Doamne, câtă treabă! Deci, în momentul ăsta se încarcă clipul acela pe YouTube. Că dacă după ăsta o să mai fac și a treia parte, ceea ce cred că o să fac. Ăștia sunt niște colanți, pur și simplu. Care... Mi se pare că s-au rupt pe undeva. Nu știu, cred că s-au rupt pe undeva și nu văd eu. Știu cu siguranță că sunt rupți, dar nu mai știu unde. Că dacă sunt rupți, eu nu mai am ce să fac. Deci, pe părțile astea... Nu e. Nu știu, dar știu că sunt rupți. Da, uitați. Această chestie nu mai am cum să o cos. Deci, ăștia aruncăm. Uitați și blugii mei cu taie în altul, ăștia sunt. Ăștia plan la nebunie, doar ce? În spate, la talia cea înaltă, au o fundiță. Ăștia am purtat de Revelion. Revelion. Ăștia am plan la nebunie. Ăștia nu mai știu de unde am. Chiar nu mai știu de unde am ăștia. Că nu i-am cumpărat. Că nu găseam atunci cu talie înaltă. Nu mai știu de unde am. What the fuck? Mi se pare că de la Angie. Mă rog, după aia am o rochiță care o să o despachetez pentru că e foarte frumoasă. Este aceasta. Care i-am făcut eu trenă. Adică trena este în spate mai lungă și în față mai scurtă. Deoarece îmi plăcea foarte mult atunci rochile cu spate mai, mai lung și cu trenă. Mai precis. Și are această fundițucă care trebuie călcată ca să stea și dreaptă. Și rochia în sine trebuie călcată.
Aceasta am purtat-o vara foarte mult. Mă vedeai cam în fiecare zi cu ea, sincer. După aia am o rochie care eu am purtat-o la un botez. Am cumpărat-o atunci, am plăcut foarte mult. Mă face să par foarte serioasă. Este aceasta care vine pe... se așează pe sân, că dacă nu se așează pe sân, pocnește așa. Rămâne așa, știți? Rămâne așa în sus, ridicat, gen așa. Și se vede foarte urât, dar mie mi-a venit. Este de la Blue Dessing, numai 36. Și este cu o fundițucă și e cu fermoar ascuns. Da. Asta îmi place foarte mult, e de ocazie. Și mai am o rochie de ocazie, nu știu la cum îi găsim. Uite că am găsit aceasta în primul de Crăciun care mi-am dorit eu foarte mult din așa, pentru că îmi plac paletele la nebunie. Mă face, zici că sunt... o zână. Zâna pădurii. Frate, what the fuck, de ce am luat eu asta? Asta s-o pun pe umeraș. Că e mai importante. Și aceasta cred că o să o port în curând. Cu paletele astea. Când mă duc la ziua unei fetițe. Micuțe. Face 3 anișori. Deci clar pe asta o iau că... da. O mai am și pe ea un pic. Pe cealaltă trebuie să o iau la un botez, ba nu, uitați, pe aceasta o să o iau la un botez. Îmi puneți ce părere aveți despre ea. Ce notă îi dați de la 1 la 10? Este cu diamante aici. Este cu bijuterii, cum îmi place. Hai că iar m-am mărit cu vorba. Fusta aceasta o să o bag într-un sac de vară pentru că chiar nu mai am când să o port. Pe bune! Oricât de lung ar fi, așa mi-ar ține cal la picioare, chiar nu mai am când să port. Dar să mă uit și cât este ceasul. E 11:43, da, mai am timp. Ok, după aia am acești colanți care am venit la set cu bluza aia de Crăciun, de care vă spuneam eu, cu gri. Ăștia sunt colanții. S-au rupt și aceștia. Deci, din păcate, îi arunc. După aia o bluză de la Dede. Prietena mea cea mai bună, buful meu, este aceasta, ne-am luat amândouă la fel. Mă rog, ea mi-a luat de ziua mea și a venit îmbrăcată cu aceasta și cu niște colanți care tot așa sunt la fel cum am și eu. Deci, într-un fel pară cu ce s-a îmbrăcat ea la ziua mea. Îmi place foarte mult bluza. O adă. Mai eu de pijama. Am niște mai urâșe mai decoltate. Nu se pare că mai am destule. După aia am o fustă de la Pepco, a doilea al meu lucru de la Pepco este fusta asta, mai era și pe albastru. Mie atunci a plăcea rozul foarte mult, deci... asta vine strâmtă pe corp, îmi place. După aia o am pe asta care tot așa nu mai am când s-o port. Piu, piu, piu. După aia am niște colanți cu sclipici care sunt transparenți, efectiv. Deci cred că o să iau... ca dresul, ca un fel de dres, pentru că, da, au și un material așa de dres, sincer, cu sclipici. Nu știu dacă ați simțit în viața voastră acel material, dar de ca acel. După aia am niște colanți de la, nu mai știu, din așa, parcă, din așa, da, ăștia i-am primit tot așa de Crăciun. Și sunt un pic, sunt mai mult rupți. Între crăci și s-au decolorat. Adio! Tot par rău de ei pentru că i-am venit chiar anul trecut și mi-au plăcut foarte mult. Când i-au văzut așa colorați și plini de culori. După aia am bluza asta cu Mickey Mouse! Aici pare tăiată de mine, dar nu e. Cât am filmat? Deja 9 minute, what the fuck? Haideți că vă arăt și eu mai repede. Ok, deci trecem mai departe la un maieu foarte, foarte elegant, care ăsta merge să le iei la club. Da, eu mai mă duc minte la club. Am voie. Nu singură, desigur. Maieuri aici. După aia, am tot așa un maieu. Asta să mă întorc pe față, că ăsta îmi place mult. Cum vine, spate. I love much. I love too much. Much. Eu îi spun much. Și este... sweet. Stinks, nu știu ce. Mă rog, eu îl port în casă. Păi am o bluză care am cumpărat-o anul ăsta. Pentru școală, dar dacă n-am voie, nu știu dacă am voie cu ea. Am purtat-o.
Și încă n-am purtat bluze cu mânecă lungă la școală, că... Cu Oreo, ziceți că este Oreo, efectiv, uitați-vă pe spate. Oreo! Este cu mânecuță 3 sferturi. Nu e chiar cu mânecă lungă, dar acolo o să o punem. Mamă! Am crezut că tricourile sunt cele mai multe, dar... Ulu! Cade! Deci, hai să începem să punem pe știință din mânecă. Văd că am început să cadă și era soi. Stai acolo în ușă. Să pun eu mâna ca să se fie așa. Gata. Să băgăm blunzițele. Am băgat bluzele. Le-am dus și pe ele acolo într-un colțișor. Așa. După aia am un tricou ăsta, nu? Da, un tricou. Care... Este cu Mickey Mouse. Îmi plac foarte mult chestiile astea cu Mickey Mouse. Sunt tare haioase așa și drăgălașe. Multă lume poartă Mickey Mouse în ziua de astăzi, din ce am văzut eu. Alți bluși care îmi plac foarte, foarte, foarte mult, dar nu sunt mari la... în jos. Trebuie să-i duc la croitorie și pe aceștia. Îmi place mult culoarea lor, că e un albastru așa. După aia am un mai eu. Care săracul l-am tăiat eu. În spate să fie mai lung și în față mai scurt. Că am avut eu mai eu așa și nu-l mai găsesc. O să-l găsesc și pe acela tot așa într-un sac. Dar îl punem la maiuri pentru că îl mai port eu prin casă. După aia am niște blugi foarte mișto. Că ar trebui să duci la croitorie cu fermoarul. Din câte știu eu. A, ba, nu. Sau da. Dar că nu știu. A, nu, 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 că la asta l-am reparat eu. Ăștia îmi plac la nebunie. Blugi ăștia. Deci ăștia nu trebuie să duci la croitorie. I-a sărit o dată frumoasă și l-am reparat eu, că nu mai știu ce fac. Ok. Păi am un mareu de la In Extenso, Ocean. Și nu l-am cumpărat eu, l-am primit și l-am făcut varză, efectiv. Și pe o parte și pe cealaltă. Adică ăsta trebuie să-l port cu o bustieră. Sincer, mie îmi place foarte mult cum vine și punem acelișa. După aia un alt dinoșar, care l-am luat acum 2 ani, primul meu lucru de la Ocean, Ocean ca haină. Ăsta îmi vine acum cu buribor, ceea ce îmi place. Eu te l-am pus la pijamale. Mie îmi plac foarte mult hainele cu buribor și blugii foarte scurt. După aia am ăștia negri, care îmi place foarte mult modalitatea lor de a se închide. Se închide cu o capsă, mă rog, cu două capse. Și, aba, nu e doar cu o capsă. Și se leagă cu această chestie care îmi place foarte mult. Nu știu dacă știți voi curile alea. În genul ăsta. Și mai sunt și lanțișoarele alea. Mă rog, nu sunt lanțuri zgârzi. Eu așa le spun. Deci vorbeam de mai mult cu franj. Ăsta este unul din preferatele meu. Din preferatele mele, de fapt. Care l-am rupt. Am și împletit din franjurile astea, dacă puteți vedea. Sunt împletite unele. Și am rupt eu pe undeva. Uitați aici. Da. L-am rupt un pic, dar nu se observă. Ăsta nu știu dacă o să mai am unde să-l port, dar cred că o să mai am. Oricum o să le fac loc în șifonier la alea care îmi plac foarte mult și sunt de vară, în partea cealaltă, pentru că nu am decât să le bag în saci. Pentru că eu la ocazie mă îmbrac de vară. După aia l-am păstat negru simplu, că sincer nu prea-mi place, așa că o să-l băgăm într-un sac ușor. Alea de acolo o să le aleg eu, care le arunc, care le bag într-un sac. Ăștia sunt blugii aia rupți, care trebuie să duci la croitorie, care sunt pe locul 3 la blugi preferați scurți. Da, îi ador, efectiv. Vedeți, are fermoarul pe o parte. Poți să... What? A spus mami că pot să plec să-mi iau și pastilele? Da, mă rog, oricum ăștia și duc la croitorie și mai pare pe lucru. Că e deja și pare așa, bine că m-am mai eu, care îmi place foarte mult cu lanțișorul ăla la gât. Și mă îmbrac cu blugii ăștia repede, ăștia rupți. Și cu, că dacă trece de 15 minute e nasol. Mai eu ăsta, bluza asta care e mulată și e cu număr bun. Deci, cu acesta mă îmbrac eu. Sper că v-a plăcut clipul meu, partea a doua, și voi reveni cu partea a treia, care sper să termin ce acolo. Pa!